Don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vă arăt cum am realizat acest machiaj. Este un video în colaborare cu Manuela, de pe canalul Manuela Mihalcea, care este o fată pe care eu o apreciez nu mult, foarte, foarte, foarte mult. Este o fată care a reușit în mai puțin de un an să realizeze ceva care mulți dintre noi nu reușim într-o viață, adică să slăbească. Și nu numai, a luat strada asta la o viață de sănătate, se scoală dimineața la 4:30 și face gimnastică. Și după aceea se duce toată ziua la muncă, face și clipuri, este o persoană, nu super, Wonder Woman. Eu am o stimă pentru ea fără egal și când ne-am hotărât să facem această colaborare, ne-am gândit să facem ceva util, destul de util, de folositor, în care să arătăm la fete că este posibil să faci un machiaj frumos și care să țină cu produse low cost, cu produse care costă puțin, cu produse care nu trebuie să cheltui o grămadă bani ca să te machiezi. Eu înainte să încep să fac clipuri pe YouTube, nu știam de toate mărcile astea, de toate firmele astea scumpe, foloseam produse ieftine și am aproape 39 de ani și m-am machiat mereu. Oricum, la început clipurile mele erau cu machiaje mai ieftine, după aia am început eu să le mai cunosc așa. Deci eu am multe produse care costă puțin și pe care le consider mult mai bune decât anumite firme care costă mult mai mult. Deci, haideți să vedem cum am realizat acest machiaj și nu uitați să vă duceți să vedeți clipul lui Manuela, vă las în info box și haideți să vedem cum am făcut clipul. Nu. Haideți să vedem cum am făcut acest machiaj. Pup! O să folosesc fondul de ten de la Essence, Pur Nude Makeup Natural Finish. Este numărul 20 și o să-l aplic cu, aici am pensulicile cumpărate de pe AliExpress, sunt toate chinezești și o să-l aplic cu pensulica asta, vedeți? Nu e nicio firmă pe el. Și haideți să vedem! Ce mișto să aplici fundul de ten în față. Are o acoperire foarte bună. Vedeți? Mi-a acoperit petele alea albe care le am eu pe aici. Și pe aici, pe la gură. Nu uitați să vă dați mereu și pe gât. Ca să nu se vadă diferența prea mare între. Pentru corector o să folosesc BB cream-ul ăsta de la Clean Color, care am dat 1 euro pe el. L-am cumpărat de pe un site, o să vă las în info box linkul către acest site. Are și SPF-ul 15, deci și când ieșim la soare ne protejează. Și o să-l aplic tot cu pensulica asta, pentru că eu am mai multe imperfecții de riduri. Îl aplic pe aici, așa. Și cu degetul puteți aplica sau cu pensulica. După aia, hai să încercăm cu degetul. Ok.
clicăm pe aici. Căiem priviuri pe aici. Facem și conturi și chestiile astea aici. Aici. Și aici. Tapotăm cu degetul. Eu am beauty blenderul ăsta care nu este original. Este un beauty blender cumpărat tot de pe AliExpress. Am dat vreo câțiva centezi în el, până în 1 euro. Și o să tamponez cu ăsta. Uitați că cât de cât face treabă bună și chestia asta. Diferența între asta și beauty blender este că beauty blender are porii aia care îl face mult mai, să zicem așa, mai natural. Dar noi putem să lucrăm și cu pensula și să fie la fel de natural. Ăsta coborâm și pe gât. Acum trebuie să fixăm toată treaba asta și o să folosesc tera asta de la Maybelline. Am dat pe ea 4 euro, era în ofertă. O să folosesc pensulica asta cu zi în colț să băgăm pe la conturi pe aici și pe aici să mai subțiem fălcile astea. Dăm în jos facem conturi și la gât. După care aplicăm după care cu pudra de la Rimmel London Stay Matte și pe asta am găsit în ofertă, am dat 3 euro pe ea, tot cu pensulică din asta de pe AliExpress, fixăm corectorul. Unde am dat cu corector, dăm cu pudră. Așa, mă. Acum trebuie să ne ocupăm de ochi și ca să nu ne cadă fardul pe ochi, o să punem aici niște pudră de talc de copii. Eu o să pun pe aia de la Johnson Baby, dar voi puteți să o folosiți pe care o vreți. O să folosesc pudra asta de la Johnson Baby, dar puteți să folosiți orice fel de pudră, nu are importanță, numai să nu fie mentolată ca să nu vă usture fața. Eu o să o aplic tot cu pensulica asta pe aici așa. Și să trecem la partea de ochi. O să folosesc paletuța de la Makeup Revolution London. Este foarte ieftină. V-am spus să vă las prețurile pe aici. Numai, această paletă este neutral versus neutral. Ia uita ce minunăție aici. Că lumina afară. Așa. Ia uitați. Are super, super, super culori frumoase. Și o să ne machiem cu paletuța asta. Hai să începem. O să iau pensulica asta. Și o să-mi dau cu... Cu ce să-mi dau? Cu vișiniu ăsta. Mai deschis. Ok. După care o să iau culoarea asta mai închisă
și o să o bag aici la cupboard. Da. Luăm din nou acest și blenduim ca lumea. Fetelor, eu când am început să fac YouTube acum un an jumate, abar n-aveam să mă machiez, eu ziceam că mă machiez ca lumea, dar abar nu știam să mă machiez. Am învățat de la fetele care se machiau pe internet, am făcut și un curs de 100 de ore, parcă. Așa e, o chestie nu profesională, un curs pentru toată lumea, să spunem așa. Trebuia să mai plătesc încă niște bani ca să fac și de la profesional. Așa. Acum. Stăm cu culoarea asta mai închisă. Cu pensulica asta. Care zici că e pensulica de pictură. Așa, mă, și-am terminat cu pleoapa. Ești foarte frumoasă. Tu ești foarte frumos, că ești dulce. Acum o să-mi dau jos pudra. Asta tu fii dulce. Tu fii dulce. O să folosesc eyelinerul de la Debbie. Este foarte, foarte bun, are un vârf foarte ascuțit. Este Debbie 100% Precision Eyeliner Pen Fin Tip. Hai să băgăm aici. Ok, cu ochii am terminat. Să trecem la sprâncene. Am un creion pentru sprâncene de la Wet n Wild. Și o să mă dau cu ăsta, dar o să folosesc pensulica asta, pentru că e un pic închis ca să nu îl mă fac prea închisă. O să-l blenduiesc mai mult. Ok, acum o să ne dăm cu ceva pe aici ca să le definim. O să folosesc, să-mi dau pe aici ca să le fac ca lumea, baza pentru ochi de la Essence. O să iau de o pensulică mică, o să iau pe asta. O să folosesc asta de întors gene. Ok. Și ca mascara o să folosesc tot de la Essence. I Like Long Lashes. Este asta roz. Și hai să-i dăm treaba. Asta are periuța asta foarte mică, deci poți să fii, să faci ca lumea pe gene. Și uitați ce frumos le alță, le ridică. Așa. Ne dăm și cu blush și iluminător. Am aici paletuța Ultra Blush Palette de la Makeup Revolution, London. Are o grămadă culori frumoase. Și are și iluminator, iluminant în partea asta.
O să folosesc, cum îi zice, pensulica asta cu grenaul ăsta. Un pic așa, să fie un pic mai... Obujori, n-abrăjori! Așa, mă. Să nu se mână chiar moarte. Amu, stai mări de zonă. Ai de gâinchiuță. Se duce veche, este să fac veche pe retubă să ai. Așa. O să ne dăm cu iluminator, cu pensulica asta tot de la Kinej luată. Să ne dăm un pic pe aici. Ne dăm și pe guriță. Și un puntuleț aici pe vârful nasului. Vedeți să nu o faceți prea mare, că după aia vi se face o năsărâmbă mare, așa? Că eu am mai făcut greșeala asta, puneam mai mult și mi se făcea un nas atât de mare. Și să trecem la ruj. Rujuri, mi-am cumpărat zilele astea 5 rujuri de la Wet n Wild. Am dat 3,50 € pe ele. Le-am luat de pe Douglas. Ne uitați aici. Sunt de nu se poate. Rămân pe buze o grămadă. Le ador. Astăzi o să îmi dau cu o culoare mai închisă. O să folosesc Sugar Plump Fair. Este un grenat închis. Mai vișiniu, așa e. Când m-am măzgălit pe aici, iau un de-asta de urechi și ștergem un pic. Și uite, mă, că am reușit să fac un machiaj super, super glam. Îmi place la nebunie. E sâmbătă seara și pot să ies machiată. Așa. Nu uitați să vă duceți și pe canalul lui Manuela Mihalcea să vedeți clipul ei. Vă pupăcesc și ne vedem la următorul video. Like, like!